Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu este numele meu și mă bucur să ne auzim. Discuția noastră se referă doar la opinii despre piață, nu și recomandări de tranzacționare. Foarte important să reținem aceste aspecte ca și faptul că activele financiare fluctuează într-un mod imposibil de prezis cu exactitate și că atunci când folosim levierul, adică o abilitate de a avea poziții mai mari decât capitalul investit direct, acest efect de levier ne amplifică riscurile în mod considerabil. Bun, să vedem un grafic al EUROSD. Ca de obicei, instrumentul tradițional de debut al discuției noastre, unul care aparent ar, ar fi ieșit din canalul de trend descendent, în realitate, cred eu că e pe modul de pauză. Nu vedem schimbări majore, deși discursul lui, lui Draghi se derulează în prezent. Avem o comunicare în legătură cu uh, tema dezbătută, Structural Reforms in the Euro Area, este titlul comunicării și uh, avem deja niște remarci introductive din moment ce ele a fost făcute disponibile de acum câteva minute și piața nu a reacționat foarte puternic este destul de clar că se, se, vorbesc, se, sunt atinse niște teme generale, teme pe care Banca Centrală Europeană le discută de multă vreme. Iată și linkul de pe site-ul BCE, o instituție care atrage atenția asupra faptului că nu poate fi vorba numai de a te baza pe politica monetară guvernele au nevoie de a opera reforme structurale. Și iată, uh, uh, e o alocuțiune pe această temă. Uh, mă uit uh, foarte rapid să văd dacă e ceva ce ar putea să fie relevant pentru, uh, pentru noi. Nu, pare a fi o discuție generală. Uh, Reformele referitoare la piața muncii, politici structurale uh, pot uh, să explice anumite anumite evoluții favorabile în Spania și Portugalia, dar de asemenea în Italia. Uh, și uh, cred că e ceva ce merită, merită citit uh, în detaliu, dar când avem uh, timp. Nu știu dacă există și întrebări și răspunsuri. Dacă nu există, atunci probabil că acest eveniment uh, putem să considerăm depășit, uh, ca potențial de impact în uh, piață. Pe de altă parte. Avem datele clasice, datele macro ale zilei, care vin după publicări variate ieri din Statele Unite, un semn foarte bun venit din partea pieței construcțiilor. Un indicator de încredere al NAHB atingând vârful de după, vârful ultimelor luni, dar de asemenea fiind foarte aproape de zona de maxim a perioade de după criza financiară. Un astfel de parcurs plus modul în care reprezentația ai organizației care compilează acest indicator au descris așteptările pentru viitor sunt elemente pozitive. Pe de altă parte, nu totul este roz în Statele Unite. Am avut date referitoare la utilizarea Capacităților industriale, lucruri destul de subțiri în raport cu așteptările. Să compactăm puțin graficul. Ok, tabelul respectiv. Producție industrială 0,3 față de 0,2 în calendarul nostru, dar în alte calendare era tot 0,3. Este o revenire după valoarea anterioară presată de, de furtună. În linii mari, nu e o veste rea, pentru că în octombrie revenirea ar putea să continue pe partea de industrie. Pe de altă parte, rata de utilizare a capacității a revenit la. A, aici trebuie făcut o precizare. Este la 76% valoarea publicată, dar valoarea anterioară nu este de fapt 76.1, ci 75.8, dacă rețin bine. Nu s-a mai ajustat valoarea. Cu valoarea revizuită. În orice caz, 76 și tendința aceasta de a rămâne uh, în zona 76 nu este, nu este ceva foarte favorabil uh, dolarului american pentru că nu pune acea presiune pe capacități care să ajute, în teoria clasică economică, să ajute revenirea inflației. Bun. Alte raportări de ieri avem uh, intrările uh, de capital pe termen, uh, pe termen lung, uh, intrările nete 67,2 miliarde de dolari, mult peste valoarea anterioară și peste așteptări, e lucru ce ar putea să fie pozitiv pentru dolarul american în uh, măsura în care uh, aceste cifre sunt uh, pot fi anticipate și în viitor. Sunt date care vin cu întârziere, în aproape două luni de zile, deci nu. De aceea nu sunt considerate date de, de importanță foarte mare. Ideea este că active cerute din partea, din partea altor investitori, nu a celor rezidenți, este o veste bună, dar trebuie să se facă și din motivele corecte. Cu alte cuvinte, să nu fie un, un element sezonier, temporar, sau un răspuns speculativ de tip hot money la probleme în alte regiuni majore sau la promisiuni referitoare la, de exemplu, la repornirea economiei prin investiții în infrastructură sau la tăieri de taxe care ulterior să nu se materializeze. Poate părea mai, mai complicat, dar în această frază am atins uh, temele curente cheie ale uh, uh, care pot să afecteze dolarul american. Bun, haideți să vedem uh, ce ne, nu, înainte de ce ne rezervă uh, ziua de astăzi, să precizăm faptul că discuțiile referitoare la acordul de liber schimb în nafta North American Free Trade Agreement are. Uh, discuția acestea au un, uh, un ton uh, nu tocmai uh, uh, prietenos în ultima perioadă. Uh, chiar dacă nu se discută o ieșire a Statelor Unite, totuși uh, condițiile cerute de partea americană sunt destul de dificil de acceptat de ceilalți. Uh, înseamnă. De fapt, nu e cazul să intrăm în detalii, dar înseamnă o erodare în traducere o erodare a planului echilibrat pe care îl percepeau aceste state înainte. Astfel avem cumva Statele Unite pe de-o parte și Canada și Mexicul pe de altă parte. Tendința protecționistă reflectă una dintre promisiunile din campania electorală care nu cred că este uh, favorabilă nici, uh, nici dolarului american și nici, uh, uh, nici activelor de risc în general. Pe de altă parte, vorbim uh, despre uh, o percepție că în China există mai multă deschidere pentru globalizare și există acel proiect care ar urma să asigure circulația capi capitalului și a bunurilor și a produselor din China către, către Europa de Vest, în primul rând. De altfel, în China se petrece în această perioadă o discuție importantă, Congresul Partidului, ceea ce oferă o tribună pentru anunțarea unor eventuale schimbări de direcții. De exemplu, s-a recunoscut acolo faptul că creșterea a fost intens susținută de datorie și că ar putea să fie nevoie de un deleveraging, de o scădere a, a efectului de levier până la urmă. Despre asta e vorba pentru a obține o dinamică sănătoasă în timp. Bun, sesiunea de astăzi poate să aducă noi informații legătură cu acordul de liber schimb. Avem și date programate. De asemenea, avem diferite nume aruncate în arena speculațiilor vis-a-vis -vis de ce, cine ar putea conduce Fed-ul în continuare. Gary Cohn sau John Taylor sunt nume vehiculate, dar nu numai. Rămâne, rămâne discuție și Paul sau, sau Ellen. Uh, vedem uh, cumva un risc de indecizie, un risc de incertitudine care nu, nu cred că s-ar traduce neapărat favorabil pentru dolarul american. Și cu toate acestea, avem un euro-SD care nu reușește să, să recupereze. Pentru că piețele nu se focalizează încă pe următoarea ședință a Băncii Centrale Europene și pentru că ieri, dacă ne uităm la CEF, de exemplu, datele au fost slabe. CEF pentru Germania, 17,6 puncte față de 20,1 așteptate. La nivelul zonei euro, 26,7 față de 34,2. Sunt publicări insuficiente, insuficiente pentru a reversa trendul descendent, oricum, oricum, în Europa avem o situație uh, care nu e rezolvată în uh, Catalonia. Există un ultimatum, există lid sau persoane de la vârful conducerii uh, regiunii spaniole, încă spaniole, ezitam dacă să spun acest cuvânt. Uh, care doresc declararea directă și fără echivoc a independenței. Pe de altă parte, există alte grupuri care consideră că răspunsul din partea Spaniei ar putea aduce mai multe necazuri economice regiunii. Și atunci avem, avem niște pași către o situație, zic eu, deloc, confortabilă pentru, pentru Spania și pentru cei cu active acolo. Mi-e destul de greu să dau un scenariu acum. Cred că însă probabilitatea în ultima perioadă, probabilitatea de invocare a unui articol din Constituția Spaniolă care permite guvernarea directă, această probabilitate a crescut și deci probabilitatea unui scenariu nefavorabil Spaniei și poate reverberându-se negativ și asupra euro. Cred că este unul din ingredientele care fac în prezent Euro SD să rămână în zona inferioară în zona lui 1.17 și chiar să aibă presiune descendentă acum. Cu toate că în unele date și unele teme din Statele Unite, le, le discutăm în, în fiecare zi nu o să le mai enumăr teme referitoare la planul politic, planul economic și planul geopolitic, rămân, rămân surse de risc. În perioada imediat următoare. Cred că ne putem uita la uh, 1.17.49 ca suport și mai jos 1.17.36, deci nu exclud o continuare a evoluției descendente. Totuși, totuși, zona între 1.17.13 și 1.17.30 poate oferi un suport destul de bun. Este o zonă care a operat și în trecut, ca nivel de suport avem deja bifat un parcurs descendent destul de destul de consistent, dacă o să facem o, o să punem niște retrage Fibonacci aici, o să putem obține un cel puțin un cred 77 atins deja. Deci dacă este vorba să fie o corecție, toată mișcarea recentă unii, unii trader ar, ar trebui să aibă în vedere în curând uh, și ce puțin uh, ar putea să aibă în vedere și uh, închiderea pozițiilor short pe EURUSD. Dar, haideți să vedem cum arată calendarul. Uh, văd la știre aici. Uh, ok, da, avem uh, o decizie a curții constituționale din, uh, din Spania care uh, respinge o cerere de uh, a opri participarea Bundesbankului la achizițiile de active. E vorba de discuția clasică a uh, Constituției care nu permite monetizarea datoriei, adică o bancă centrală să nu tipărească direct bani pentru, pentru guvern. Uh, ideea este că se poate ocoli foarte ușor prin cumpărarea indirect, nu direct de pe piață, ci de la cei care au cumpărat inițial de la de la stat. Bun. Și un mesaj optimist de la Hanson, care nu a trecut, nu a avut impact major în piață. Sesiunea de astăzi aduce pe după amiază niște discursuri dinspre BCE, Angeloni, Pred și Nui, la ora 3 și câteva minute cam la un sfert de oră uh, înainte ceilalți doi. Uh, din partea lui Draghi, deocamdată nicio surpriză. Avem uh, date din, uh, din Marea Britanie, însă în curând, și o să trecem rapid la ele. Uh, pe după amiază, trei și jumătate date din piața imobiliară din Statele Unite. Cifrele pot să fie distorsionate de furtună și atunci uh, cred că efectul în piață nu va fi extrem de puternic dacă abaterile sunt minore sau medii. În schimb, îl avem pe Căr la uh, 5 și un sfert și e dinspre Banca Centrală Europeană și uh, ceva îmi spune că dacă o să avem niște uh, abordări puțin mai uh, directe, poate puțin mai hawkish, atunci șansa este să le obținem la 5 și un sfert. Și uh, ora 9, deficitul bugetului federal și raportul Book cu o evaluare a uh, anecdotică a stării economiei reale. Hai să haideți să vedem cum arată gbp -USD, uh, care a avut parte de o corecție destul de consistentă ieri. Văd că e o tendință de redresare, dar nu una foarte pronunțată. Eu am încă nostalgia unei poziții, unei poziții favorabile. Unemployment rate 4,3% ceva mai multe cele de ajutor de șomaș, dar semnificativ Average earnings 2,2%. Eu tind să cred că sunt date pozitive. Nu știu cât de ușor vor putea ele reversa trendul, dar, dar, datele sunt de la neutru o treaptă, o mică treaptă, o mică treaptă mai, mai sus. Bun. Haideți să lăsăm totul GBP o să nu ne mai aruncăm în, în, piață din nou. Revenind la Euro o să mă uit și pe întrebările dumneavoastră. Una despre aur. Ajungem puțin mai încolo, ca un, sper eu, în 5, nu, cam în 10 minute. Uh, să fim realiști. Uh, bun. 17,6 față de 17 o observație. Cred că e vorba de cev uh, țev. Uh, da, dar asta nu e o veste bună, pentru că așteptările erau, erau, totuși mai sus. Deci a crescut, dar ne raportăm la așteptări. O altă observație, BCE, principal motiv, restul este zgomot, foarte mult zgomot. Sunt mai multe planuri care se întrepătă în după părerea mea, dar, într-adevăr, uneori simplificările ne pot ajuta. Nu întotdeauna. Deci ideea este, arta este să fim conștienți de temele majore în discuție și să le putem aloca niște ponderi, să ne putem da seama când o temă este centrală și când nu. Nu e o chestiune facilă, dar, dar este realizabilă. Cu atenție, cu, uh, cu un pic de efort de informare și, cu, uh, și chiar și cu puțină experiență. Aparent, Piețele pot să fie total plictisite de temele majore, în realitate ele pot să reprezinte ca într un câmp de forțe sau ca imaginați vă doi magneți uh, care uh, sunt de forțe egale, e, e, sunt de, de, de forță egală și care dacă au plasat la mijloc o, un obiect metalic, acel obiect metalic, dacă este plasat perfect, ceea ce nu e ușor cu, cu uh, într-un experiment în acesta doar cu magneți ci pur și simplu cu niște instrumente de precizie poți să ți suspendat obiectul respectiv, ca, ca, la principiul trenului cu levitație magnetică, dacă sunteți familiarizați, sau pur și simplu imaginați-vă doi magneți care au aceeași forță și fix la jumătatea dintre ei, distanței dintre ei, este un, un obiect metalic relativ ușor. El va rămâne acolo uh, prins și cam așa cred că se poate pune problema uneori în piețe, aparent ele sunt total plictisite și nu se întâmplă nimic. În realitate, în realitate, plictisarea asta înseamnă pur și simplu indecizie, dar atenție foarte mare la veștile care ar putea împinge lucrurile în sus sau în jos. Pe termen scurt am discutat însă despre euro -USD. Cred că un mic risc hawkish la adresa acestei perechi valutare există pentru mai degrabă final de săptămână sau începutul săptămânii viitoare. Asta ar însemna o șansă ca euro să fie văzut puțin mai bine. Din Statele Unite, marele plus ar veni dinspre un progres real și semnificativ al planului, fie de tăiere a impozitelor, fie de cumva cu un efect mult mai restrâns, dar planului de reformare a sistemului de sănătate și nu doar de gătuirea finanțării, ceea ce s-a petrecut până acum care duce la mici certe în interiorul Partidului Republican. E o situație acolo în care vine greu să crezi că se poate, se poate progresa cu un proiect major, dar cine știe, viața este plină de surprize. Deocamdată, EUROSD are ușoară presiune descendentă. Nivelul de rezistență, dacă mai e nevoie să le repetăm, 1.17.88, 1.18 și 1.18.10, mult mai sus, 1.18.41. Bun. Um, ok. În Marea Britanie. Am revenit acum la GBP și văd aici o întrebare. Ceva despre discursul lui despre strategia asta în legătură cu Brexitul? Uh, ar fi trebuit să fie seară. Sunt foarte multe modificări de program, modificări de mesaje. Uh, vă pot spune ideea generală așa cum o văd eu în legătură cu Brexitul. Tereza May are în guvern diverse grupări, unii vor o versiune soft, unii vor o versiune hard și unii și-ar dori să se facă un nou referendum. Aceștia nu drăznesc să spună lucrurile, lucrurile pe nume, dar dacă economia va continua să se deterioreze, ar putea avea un pretext politic. De cealaltă parte, europenii consideră că e bine să fii pregătit pentru negocieri, dar din ceea ce observ eu, Uh, sentimentul lor este că Marea Britanie merge către un nou deal. No deal ar însemna hard Brexit, deci un lucru negativ pentru la sterlină, în condițiile în care nu se renunță la, uh, la, procesul de separare. Nu știu cum pare ceea ce tocmai, tocmai am spus. Mă gândesc că acum, dacă n-ar trebui să încep să utilizez niște Sisteme de desenare a unor diagrame logice pe care să punem probabilități, pentru că nu e ușor de povestit pur și simplu o situație care unor poate fi reprezentată vizual foarte simplu. Ideea de bază cred că este um, piețele oscilează între ideea unui Brexit soft, deci cu diferențe cât se poate de mici față de situația actuală. În privința Uh, acordul de schimb liber a uh, regulilor sunt multe aspecte inclusiv uh, referitoare la traficul aerian dacă, o să, dacă vă interesează subiectul puteți citi mai multe despre ipoteze care ar limita traficul aerian între Marea Britanie și, și Europa și ar afecta inclusiv companii care și așa au probleme, recent cum ar fi Ryanair, de exemplu dar nu numai, nu numai ar fi o problemă generalizată, nu există un răspuns și cred că timpul se scurge foarte repede și s-a subestimat masiv când s-a stabilit un orizont de 2 ani de zile pentru negocieri în, în, în faimosul articol din tratatul de tratatul Uniunii Europene. Cel mai recent. Bun. Cred că piețele au pierdut ieri teren, inclusiv pentru că Michel Barnier, negociator șef din partea Uniunii Europene, a spus că nu crede că se poate ajunge la discuții pe, directe pe partea de comerț, deci de acord, acord comercial, până în decembrie. Și asta înseamnă că, dintr-o dată, cum decembrie e deja cam ultima lună în care se poate porni un... Uh, porni în timp util uh, discuția, pentru că sunt o serie de alte capitole care trebuie dezbătute și avem termen în 2019, în primăvara lui 2019 pentru încheierea lor. Deci uh, timpul e, e, foarte scurt și piețele au înțeles că deja fereastra de oportunitate a devenit foarte mică uh, de fereastra de negociere a unui acord. Acesta e un motiv pentru care lira a pierdut terenul. Al doilea ar putea să fie uh, evoluția uh, așteptărilor refitoare la dobânzi. Mark Carney uh, în discursul său de ieri uh, sugerează că nu este iminentă, că se va întâmpla la un moment dat dar că nu este iminentă majorarea de dobândă și că inflația ar urma să uh, atingă un vârf uh, în octombrie uh, la 3%. Deci, uh, cu alte cuvinte, nu este o chestiune atât de presantă, din moment ce inflația, pe care am văzut-o crescând la 3%, uh, nu, uh, nu e așteptată să mai, uh, să mai accelereze pronunțat. Cam asta cu lira sterlină. Uh, Discursurile Terezei mei în măsura în care doar uh, reprezintă o jonglerie diplomatică pe lângă temele importante uh, nu sunt extrem de relevante pentru Lira Stelină, pe care o vedem acum re, re, având avântul retezat, cred, tocmai din aceste, din aceste motive, pentru că nu e. nu e văzut a merge în sensul apreciat de traderi. Până în alta, fluctuații sunt însă minore. Uh, Mă rog, depinde ce înseamnă pentru noi minore, dar 70 de pipi și nu mi se pare extraordinar de mult. Cred că dacă cu aceste date în o oră sau două, nu suntem peste 1,32, presiunea este să spargem 1.3155, mai jos avem 31.21 sau 30-80. Rezistența ar fi la 32-35, 32,67 și 32,90. Bun, Uh, no Deal ar putea fi egal cu uh, un nou referendum. Uh, no Deal ar fi un mic uh, un micro dezastru cred pentru pentru economia britanică, dacă nu este pregătit un acord de liber schimb cu un alt bloc major, și probabil cu Statele Unite ceea ce nu știu dacă va fi ușor de negociat, având în vedere atitudinea Statelor Unite cu vechi parteneri. Sau dacă intră în. Mă rog, sunt, sunt foarte multe scenarii aici. Cred că, pentru a răspunde direct întrebării, cred că există un grup deloc vizibil acum, dar un grup care va pândi oportunitatea pentru a pune pe masă, pentru a duce în discuție ideea unui nou referendum. No deal nu este obligatoriu un nou referendum, dar no deal, fără un acord de schimb liber cu altă, cu alt, altă putere economică sau un alt bloc major, cred că sporește șansele unui vot împotriva unui vot împotriva, unui nou vot. Pentru că economia s-a resimțit chiar înainte, doar când actorii, firmele, investitorii, băncile, ar anticipa un nou deal, piețele financiare ar pedepsi, um, ar pedepsi economia britanică și lira sterlină și atunci asta ar duce la un opus de inflație și pentru consumatori s-ar vedea, s-ar crea un argument politic uh, pentru a face un nou referendum. E o chestiune, un scenariu foarte îndepărtat și foarte stă așa puțin în aer acum, dar cred că pământul ar putea răsări foarte rapid dintre, dintre nori. ca și cum suntem pe mare acum și nu se vede pământul și pare că suntem pierduți în mijlocul oceanului, ar putea să, să, fie și mai, mai, degrabă să fie nevoie de o mică furtună înainte. Deci suntem în, în termul ipotezelor și al speculațiilor. Bun. O altă întrebare care nu se referă, cred, la aliena stelină. Mi se pare curios că, având, că aproape o săptămână înainte, aproape o săptămână înainte de BCE, este o înghesuială de vorbitori din partea BCE pentru a atenua efectul. Uh, ba, mi se pare că unii dintre vorbitori vin și cumva creează o medie cu ceea ce s-a spus pe surse acum o săptămână. Pe surse se spunea că BCE-ul va tăia la jumătate valoarea programului de achiziții de active și ceilalți vorbitori cumva fac o medie între acea știre destul de puternică și, și ceea ce este... Dar să vedem, de fapt, pachetul de vorbitori de astăzi. Părerea mea e că unii și dragi, că dobânzile rămâne jos, Uh, chiar după ce programul QE uh, va fi depășit. Deci cumva se încearcă o pregătire, părerea mea, o pregătire a, tem, a temperării de la anul uh, a programului de injecție de lichiditate. Bun, dacă ne uităm la diferența dintre USD și eu, în afara șomajului, cu 4, 2 și 9,3, în rest inflația este tot pe acolo. Diferența o face GNTL, în care vede inflația ca ceva pe difumeni... când toți oficiale BCE se leagă de inflație. Uh, a vede, vede inflația scăzută ca fiind ceva tranzitoriu dar nu își lasă portițe spunând că a fost big surprise. Da, e, e, e corect. E corect ce spuneți, dar tema se va, nu se va lămuri neapărat uh, astăzi. E o, e o temă cu impact de impact în piețe. Mai interesant, iată că haideți să vedem ce s-a întâmplat dacă și da, activele de risc au luat-o puțin în, în sus. Vedeam Ienu, înainte de a începe acest webinar, pe îl vedeam crescând, uh, nu o să mă laud acum uh, mai mult, dar uh, observam ceea ce deja se petrecuse, dar acum suntem sensibil mai uh, mai sus. M-am uitat mai de dimineață și eram câteva zeci de pipi și mai jos. Bun, 112.50 nivel de rezistență deja depășit, 112.73... Și 112.85. Da, dolarul se întărește, despre asta este vorba aici, și nu cred că este neapărat ca urmare a unei vești. Adică, sincer, mi-aș dori să nu mai fie ceva, mai ales în planul geopolitic. Din păcate, de fiecare dată când se întâmplă ceva major care afectează ienul sau dolarul, trebuie să verificăm acest lucru. Bun. O chestie interesantă pe Reuters acum. Uh, președintele chinez spune că își dorește să creeze o țară socialistă modernă, care nu va, nu va copia sistemele din alte state, dar va rămâne deschisă față de lume. Bun. Ok. Uh, să verificăm în calendarul financiar uh, eventuale aspecte relevante. Uh, pentru această noapte avem date din Japonia, importuri, exporturi și, deci, balanța comercială. Uh, eu sunt puțin, doar puțin mai rezervat în privința acestui surplus, uh, care nu e atât de mare, de 560 de miliarde de ieni poate să semne foarte mult, dar înseamnă cam 5 miliarde de dolari, de fapt, deci nu e ceva exploziv. Uh, bun. Probabil că e vorba de o evoluție a diferenților de dobândă între între Japonia și uh, Statele Unite, care uh, permite o reluare a tendinței instalate inițial după spargerea liniei de trend descendent. Același avertisment rămâne valabil. Dolar Yen are o evoluție, o performanță decentă și potențial, când vremurile sunt, când traderii se simt relaxați, potențial o evoluție chiar bună, dar numai câtă vreme, câtă vreme vorbim despre... Uh, o stabilitate în regiunea asiatică. Și aici vorbim de Corea de Nord, dar și de uh, insulele acelea disputate între China și Japonia uh, și chiar chiar și evenimente din Orientul Mijlociu. Uh, Iranul nu este deloc mulțumit de modul în care a fost uh, definit unul dintre corpurile sale de armată de către discursul președintelui Trump, dar nu este o desemn desemnare oficială ca organizație teroristă, ceea ce ar duce probabil la un răspuns militar. Deci se face un, uh, un balet aici, pe marginea prăpastiei, după părerea mea, dar un balet care este destul de elegant și care poate să favorizeze dolarien pentru încă o vreme. Pe termen scurt, tehnic, arată chiar destul de bine. Suportul este 112.28, 112.13 și 111.70, 111.65 mai corect. US30 atins. Ieri, pentru prima oară în istorie, un nivel de peste 23.000 de puncte. E vorba de indice, nu de CFD pe futures, cum avem noi în platformă. Revedem în continuare optimist. Câteva din rezultate au, au impulsionat ascendent acest indice care este însă prin structura sa diferit și poate mai puțin relevant decât US500. US500 la rândul său a avut creșteri, dar marginale. Foarte greu se târăște aproape ultimele, nu știu de fapt nu știu dacă cu ultimele forțe, dar în niciun caz nu se grăbește foarte mult către 2559. Deci, pentru US500, vedem o evoluție nu tocmai convingătoare, dar volatilitatea aceasta scăzută e cea care permite încă piețelor să nu se agite, să nu pună la îndoială trendul ascendent. În momentul în care volatilitatea va crește, asta se va vedea în mișcări mai agitate, mai pronunțate și unul din modurile în care putem evalua acest lucru este să urmărim US500, de exemplu o dinamică de peste 11 puncte, haideți să luăm o marge, să spunem 12-13 puncte, din un vârf local până la minimul corecției ar putea însemna un prim indiciu de reorientare a pieței. Deocamdată, rezultatele companiilor din Statele Unite nu, nu sunt foarte rele. Asta nu e o surpriză față de așteptări. În general așteptările sunt depășite, dar nu sunt foarte rele nici, nici în raport cu trimestrele și cu anul anterior. Avem niște calcule agregate care se, se fac. M-am concentrat mai ales pe sectorul bancar, sectorul bancar care este văzut de unii observatori ca beneficiind de creșterea dobânzilor tendințe de creștere a dobânzilor permit băncii, băncilor comerciale să își amplifice marjele. Bun, se evită niște, se elimină, se depășesc niște distorsiuni care au fost create cu dobânzile foarte mici instaurate de băncile centrale majore. Dar întrebarea este în mediul curent e de ajuns pentru a împinge piețele în sus? Eu cred că deja nu mai e neapărat o chestiune de fundament, e o chestiune de. Poziționare și de psihologie, și uh, cam tare cei doi adversari, unul uh, optimist și unul pesimist, unul orientat long, unul orientat short, uh, se măsoară din ochi. Cam uh, acesta este uh, poate un uh, rezumat vizual a ceea ce se petrece. Mai mult, cel cu poziții, cel lung, cel optimist, face un paș foarte, foarte mic către celălalt care bate în retragere. Nu, de nu e destul de clar care va avea câștig de cauză. Dacă ne uităm la riscurile fundamentale, am spune și la trendul puternic anterior, am putea spune că e cam cazul ca optimiștii să iau o pauză. Dacă ne gândim la conjunctura tehnică, volatilitate tot mai mică, Aduce aran in correction cu potențial de explozie, de creștere favora, de creștere uh, vizibilă. Vă spun foarte sincer că nu este o situație uzuală și uh, în astfel de momente, ce mai bun lucru este, ori să stai deoparte, ori să ai poziții gestionabile, adică de volume care să te lasă să nu doar să dormi noaptea foarte bine, ci și să poți pleca în vacanță la adică evident cu, uh, cu, scenarii construite și cu ordine de limitare a pierderii, cu ordine de eventual de marcarea profitului, dacă lucrurile merg bine. Până în alta, pe termen foarte scurt, așa cum discutam și zilele trecute, sunt în continuare spus favorabil uh, pe, pe piața germană, pe DAX, Uh, am sentimentul că foarte ușor este, este încă uh, un potențial de continuare acestei direcții. Foarte ușor ca probabilitate, dacă sunt absolut, uh, dacă am neapărat de, de ales, aș spune pe, puțin peste 50%. Și asta pentru că piețele rezistă încă asaltului veștilor negative. momentul în care vor ceda, lucrul acesta se va vedea, va fi absolut evident pentru toată lumea dar are... E o chestiune pe care am mai discutat-o. A te poziționa anticipativ poate să fie extrem de satisfăcător, dar foarte rar să se întâmple să funcționeze. Adică să fii costisitor de-a lungul timpului și odată să ai dreptate, dar întrebarea este cât ai, cât ai timp, energie și chiar resurse financiare ai risipit anterior. Uh, și spargerea liniei de trend ar fi un prim indiciu, dar cred că din acest moment ar fi necesar un segment totuși de vreo 13 puncte, ceea ce ar însemna un 2500, 2545 orientativ, uh, ceea ce cade pe uh, în zona unui minim anterior. Dacă merge peste 2559, avem o rezistență la 2565. În cazul uh, de 30. Situația este relativ asemănătoare, dar piața a fost mai mult laterală, a abandonat ideea canalului de trend ascendent, acesta e o relicvă acum, putem să-l ștergem. Dintr-un canal de trend ascendent a luat o pauză și a mers lateral. Avem aici un reper de rezistență foarte apropiat la 13.060 de puncte, ar fi și un nivel de vârf istoric și ulterior Cred că 50-60 de puncte am mai discutat noi acum ceva vreme de ce se poate utiliza acest, acest parametru. Are de-a face cu volatilitatea anterioară, cam 50-60 de puncte, deci aș merge pe un 13.100, 13.150 sau 13.200 ca rezistențe ulterioare. Suportul este limpede, 13.000 de puncte, nivel rotund, 12.985, 960, 937. Sub 937 se pune un se ridică o întrebare la adresa optimismului. Sub 884 închidere daily avem riscuri majore. Bun. Despre US30 o întrebare ar fi așa, depășește 23.000 pe CFD. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun este că tehnic pare că da. Al doilea lucru care îmi vine în minte este să fiu absolut cinstit. Nu știu. <laughs> Uh, lucrez cu scenarii. Lucrez doar cu scenarii și probabilități. Tehnic, dacă n-aș ști absolut nimic despre fundamentele acestei piețe, aș spune că probabilitatea este peste 50%, între 50 și 55, chiar, chiar spre chiar ușor peste 55, dar până 60%, ca acest nivel să fie depășit astăzi sau mâine. Uh, dacă pun toate straturile fundamentale și le aloc o pondere importantă, mă gândesc că nu e chiar momentul în care este și la cumpărare. Doar că este efectiv imprevizibil momentul în care piețele vor schimba parcursul și el nu ține doar de date fundamentale, cum spuneam, ține de poziționare și de psihologie. Bun, are peste 16%, este 30% de la începutul anului, ok, asta nu, e, nu este extrem de, extrem de de mult Draghi a fost a comentat prețurile activelor și a spus că în commercial real estate sunt niște uh, puțin overstretching, deci prețurile au, s-au supraîntins, dar în alte segmente nu vede baloane speculative. Bizar, nici, nici uh, Janet Yellen nu vede baloane speculative și nici alți câțiva oficiali majori. Acum, a definit calitativ ceva ca un balon speculativ. E un exercițiu foarte vag. Adică balon speculativ poate să fie un activ care a atins prețul de 5000 de dolari, să zicem, la întâmplare și el ar avea o valoare fundamentală de 1500 sau 2000. Dar tot balon speculativ este și când acel activ este la 3000 și când este la 10000 sau 17000. Deci, nu e, relevanța e destul de subțire, zic eu, acestor termeni generali și acestor calificative generale. Dar bă, mesajul despre câțiva bancheri centrale a fost totuși în trecut, inclusiv de la Bank of England, dar Bank of England e mai preocupată de inflație acum de decât de active prea umflate, dar alte bănci centrale spuneau totuși că ceea ce le preocupă este pricing-ul riscului, adică volatilitatea și așteptările pentru viitor, care para nu include niciun fel de risc descendent major, ceea ce nu prea e înțelept, având în vedere amenințele nucleare care vin într-o veselie dinspre, dinspre, Corea de Nord. Și mai mult un raport ieri care a pus puțin gaz pe foc, și asta mintește de aur acum ar trebui să ajungem în curând a spus 10 minute și a trecut mult mai mult că am mers pe piețele de capital care, un raport care spunea că există o tehnică prin care s-ar putea crea daune mari Statelor Unite. Chiar cu o rachetă din, dinspre din Corea de Nord. O altă întrebare ar fi numai războaiele mai pot întoarce trendul pe indici. Planul fiscal din SUA este așteptat de piețe, nu este înglobat în prețuri. Cred că nu este înglobat în totalitate planul fiscal și că, de exemplu, și că nu, sunt și alte elemente care le pot întoarce. Anumite fonduri de hedging se poziționează negativ, de exemplu, pe titluri italiene, fie că e vorba de o instituție financiară, fie că e, uh, e vorba de uh, alte nume de la Bursa din Milano. Avem, uh, avem vești aproape în fiecare săptămână pe, pe Bloomberg. Și, uh, în cazul în care va, se va simți o intensificare a crizei, Italia, cred că. Va, va reveni într-un prim plan nedorit. Deci nu cred că neapărat un război duce piețele în jos și mai mult mai mult pentru anumite industrii, pregătiri militare înseamnă creșteri de cheltuieli și deci uh, profituri în, uh, în creștere pentru anumite sectoare. Dar evident uh, efectiv declanșarea nu cred că ar fi o chestiune pozitivă. Dar sunt multe alte lucruri care, care pot întoarce. Un eșec al planului fiscal ar fi unul dintre ele. O Confirmarea planului fiscal cred că ar împinge piețele în sus. Dacă am ști sigur, dacă Congresul ar spune că votăm săptămâna viitoare, ar fi un, un plus pentru, pentru burse. Și dacă s-ar și vota, ar fi un plus destul de consistent. Deci nu cred că e total integrat în prețuri. Bun. Propun să mergem la aur, pentru că l-am amânat deja destul de mult. Aurul este într-o corecție, atât, nu e ceva foarte complicat. Uh, am văzut dolarul mai puternic, deci vedem și randamentele uh, asociate titlurilor de stat mai sus. Uh, 1281 ar fi prim suport, undeva pe la 1275. Uh, caut întrebarea aceea cu aurul. De ce cade? Uh, cade pentru că aurul este invers corelat cu uh, dolarul. Aurul nu oferă randament. Și dacă este să intrăm în acest joc cu monedele virtuale, putem spune că s-a discutat în câteva rapoarte de analiză despre rolul aurului ca activ de refugiu și rapoarte de analiză, în general, îl lăudau, considerând că este mai bun decât, decât monedele virtuale. Și cu toate acestea, iată, traderii nu par a fi foarte, foarte convinși. Sau, pur și simplu, nu sunt convinși că este nevoie să te refugiezi undeva, acum. Părerea mea că aurul, deși încă pe trend descendent, ar putea să-și regăsească ceva fani în zilele următoare. A nu se înțelege că nu poate să meargă mai jos, nici pe departe. Dacă spargem 1280, avem pe termen scurt 1279,50 sau undeva un 1277 ca suport acest vârf anterior. Rezistența este la 1283 și 1288. Probabil că vom mai avea un drift pentru un copioadă, o de o care lejeră, ușoară, dar în cele din urmă piețele s-ar putea s-ar putea reorienta favorabil pe acest a, activ. În cele din urmă se luând zile sau poate săptămâni. Bun. Mergem la petrolul WTI, ținut în zona 52-52-50 într-o revenire destul de rapidă după o acoperire a uh, realizată ieri. Uh, nu văd o reacție extrem de puternică ieri seară, astfel uh, avem uh, deci uh, mai degrabă alte elemente decât, uh, decât cele referitoare la stocuri sau poate sau poate că scăderea de 7,13 milioane de barili Total sau uh, mare față de așteptări, poate că această, uh, această știre a fost cumva anticipată sau ghicită, uh, să spunem uh, de uh, de unii traderi. Mie mi se pare o chestiune pur tehnică, totuși ce s-a întâmplat uh, ieri, cu alunecare, acoperirea ghepului și revenire, cu un pretext fundamental. Și pretexte fundamentale sunt oferite de declarațiu al unor oficial OPEC sau al unor state importante din, din cadrul OPEC sau ulterior de raportul API pentru o revenire. Interesant iarăși, și totuși trebuie să precizez acest lucru că revenirea s-a produs mai ales înainte de datele de la ora 11 și jumătate. Astăzi, stocurile de petrol vor oferi un mic spectacol din punctul meu de vedere, 3 și, 5 și jumătate în momentul. Așteptările pentru 4,2 milioane de barile ar putea fi depășite. Ne uităm să și la gazolin și la distillate să nu cumva să fie mult peste, creșteri de stocuri mult peste cele estimate. Pentru că dacă se întâmplă așa, atunci și dacă scade cu 7 milioane de barili, crude oil stocks, dacă avem gasoline stocks plus 5 milioane, s-ar putea ca efectul să fie chiar negativ, deci să le luăm la pachet. În linii mari, aș vedea piețele însă pregătindu-se pentru niște date pozitive și pentru încercarea de a pune presiune pe 52-65 sau de a merge spre 53. Suport sub 52-23, avem 51-95, 51-50 și 51-16. Întrebare până unde urcă dolarien. <laughs> uh, <laughs> nu știu până unde urcă, dar cred că o primă barieră este la 112.73. Dacă depășim acest palier, avem un 112.81. Suportul 112.47 inițial, dar în general, chiar dacă piața respectă un trend, după ne uităm și la nivelurile de dinainte și vedem. Impulsul acesta este mult mai mare decât cele anterioare? Da. E, apare la un moment dat o tentație de a marca niște profituri și de a, fi un pic, de a intra un pic pe, pe corecție? Da. Atunci e bine să intru chiar... Adică pe unde mi-aș pune stop loss și pe unde ar fi profitul? Dacă lucrurile merg bine, 112.73 ar putea fi atins și dacă e depășit, dar deja e nesigur, poate 112.81, deci cam 20 de pip și mai puțin chiar. Pe unde aș pune stop loss -ul? Pe la 46 și încă n-ar fi suficient de departe. Deci risk reward ul nu e extrem de încurajator, vă spun sincer. Bun. Cred că o privire rapidă pe indicele din Spania ne arată o stare de așteptare într-un canal de trend descendent, din care cred eu vom ieși dacă liderii catalani dau înapoi, dar cu potențial uh, nu doar de testarea limitei inferioare ci de aici sparge în sens inferior, dacă nu o fac și Spania intervine în forță. Deci așteptare destul de încordată și în cu Euroron calm în jurul 4.58, nu este o piață însă de ignorat, fie că pur și simplu trăim aici, avem de făcut achiziții sau avem cheltuieli sau poate avem călătorii și atunci ne interesează cursul de schimb, fie pur și simplu ca reper, ca instrument potențial tranzacționabil. Cred că vorbim de o pauză lejeră, n-am mai verificat ce face roborul, o să fac acum. Vorbim de o pauză temporară, care la un moment dat însă ar putea lăsa lucrurile din nou în apropiere de 4.59. La un moment dat ar putea să fie, însă nu vorba de zile. Credeam că în octombrie vom fi mult mai sus. Lucrurile s-au precipitat, dar mai ales s-a folosit sub apa dobânzilor. Roborul e pe 3 luni la 1.84, exact ca și ieri. Banca centrală cred că va întări politica monetară în cele din urmă. Bun. Uh, rezistența ar fi la 4,59, suport la 4,57 și 4,56,50. Un apetit pentru risc mare al investitorilor globali, ilustrat de, de, uh, de exemplu, volatilitate scăzută, de exemplu, uh, burse uh, bine susținute, ajută leul sau cel puțin nu pune presiune suplimentară pe... Uh, pe leu, ținând de Euroron relativ mai aproape de 457-456. În momentul în care lucrurile s-ar schimba, percepția s-ar modifica, am vedea un răspuns divergent. Mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez succes astăzi. Dacă aveți poziții mari, nu puteți sta foarte departe de, de știri. Știrile de aici din platformă, un Reuters sau un Bloomberg, dacă, dacă nu aveți platforma la îndemână, și, în orice caz, gestionați, gestionați bine riscuri. Până una altă văd că Daxul se îndreaptă spre un nou, dacă nu atins deja un nou uh, maxim istoric. Să vedem ce se mai întâmplă, însă. Uh, vă doresc o zi frumoasă și sper să aveți timp de, de plimbare, ceea ce mi-aș dori și eu, măcar câteva minute, pentru că e o vreme neobișnuit de plăcută. Mulțumesc, toate cele bune, la revedere!